Fundația Comunitară Țara Făgărașului a prezentat printr-un comunicat rezultatele Bikeathon Țara Făgărașului ediția 2021. Dacă în anul 2020 Bikeathon s-a desfășurat online, ediția de anul acesta a pus în mișcare comunitatea făgărășeană. La Bikeathon 2021 s-au înscris 704 bicicliști, dintre care au luat startul 619 în cele patru curse propuse. Dintre aceștia, 194 au fost copii care au participat la cursele adresate celor mici. Anul acesta, bicicliștii înscriși au pedalat pentru 9 proiecte ale comunității locale, pentru care s-a strâns suma de 30.083,65 de lei, reprezentând 73% din ținta propusă. Rezultatele Bikeathon Țara Făgărașului ediția 2021 le puteți găsi pe www.tvfăgăraș.ro. Proiectele înscrise la Bikeathon Țara Făgărașului mai pot fi susținute prin donații până pe 30 septembrie 2021. Bikeathon Țara Făgărașului este un eveniment sportiv de strângere de fonduri pentru cauze din comunitatea locală organizat de Fundația Comunitară Țara Făgărașului, care combină bucuria de a pedala în natură cu cea de a dărui și sprijini inițiative comunitare. Bikeathon Țara Făgărașului susține spiritul de inițiativă al făgărășenilor prin finanțarea ideilor care pot rezolva problemele comunității și care pot crește calitatea vieții locuitorilor din Țara Făgărașului.